Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție după un an de zile a podcastului nostru Esențial. Astăzi avem invitat un om din domeniul culturii, este vorba de domnul Iosif Ion Pruner, care este șeful Filarmonicii George Enescu de peste 20 de ani, dirijorul Filarmonicii George Enescu și președintele Fundației Constantin Silvestri, care organizează săptămâna viitoare un mare concurs internațional dedicat dirijorilor la București. Bună ziua, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cu drag, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. O mică precizare, sunt directorul corului Filarmonicii. Mă spune că... Deci asta am vrut să... Da. Bun. Director și dirijorul corului. Să începem cu prima întrebare. Da. Cine a fost Constantin Silvestri? Constantin Silvestri, zic că a fost un geniu. În 55 de ani de viață, el a fost dirijor, pianist, compozitor. Dirijor este suficient să spun că în 2013, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui, BBC-ul a scos o casetă cu 16 înregistrări numai în străinătate făcute. Este singurul dirijor român care are înregistrate câteva CD-uri, simfoniile de Tchaikovsky, simfonie de Shostakovich, rapsodiile de Enescu cu Filarmonica din Viena. Am înțeles. Au fost mari dirijori și Cilibidache și Perlea și alții, dar dirijor român care să aibă acest lucru nu s-a... este unic din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles că a colaborat cu mari, alte mari orchestre. Are premiul discului. Ok. Și pentru cine e interesat, există această carte publicată la ICR, scrisă de doamna Cristina Enășescu și care... Cum se numește și poate puteți să o și arătați ca să... Constantin Silvestri în cronici și interviuri. Ridicați-o puțin mai sus. Perfect. Da. Așa. Care este efectiv un document de viață și îl prezintă pe Silvestri. Deci, în două cuvinte, în România a fost directorul Filarmonicii George Enescu timp de 5 ani, a fost cel care a făcut premiera românească a operei Oedip în 1958 la primul festival Enescu. Mi-ați povestit înainte să începem această filmare că el nu și-a sfârșit viața în România. Nu. Ce s-a întâmplat? În Anglia a preferat libertate, era un om destul de nonconformist. Așa. Cu toate problemele pe care le-a avut, lui plăcea să facă, cum să spun, să-și facă arta, să aibă condiții pentru a-și desfășura activitatea artistică, idealurile lui. Și, dincolo de faptul că el a fost creator de școală de dirijat, a fost 10 ani, șeful catedrei de dirijat de la Conservatorul din București. Lui a plăcut întotdeauna să construiască, deci nu numai să construiască dirijor, adică să îi formeze, plăcut să construiască orchestre. El a înființat orchestra, acum spune de cameră radio, a înființat orchestra, atunci era orchestra de studio a radioului, orchestra de studio a Conservatorului cu care studenții făceau practică și revenind acum în Anglia, murit în Anglia, în orașul Bournemouth, un oraș. Dar de ce a plecat din România? Libertate. Simțea că lucrurile în 1958, după festival, a făcut niște turnee, făcut turneu în Uniunea Sovietică, pormă imediat la începutul ianuarie, a plecat în vest și nu s-a mai întors. Am înțeles. Se pare că a fost legat și de o anumită susținere politică, care un politician care în acea vreme totuși era de altă factură, nu era, avea altă construcție și înțelegea anumite lucruri și se pare că și acest deces a contribuit la plecarea lui, dar mai ales dorința lui de libertate. Poftiți? Decesul politicianului? Da. Despre cine e vorba? Petru Groza. Am înțeles. Acum să trecem la concurs. Da.
ce tip de recunoaștere are acest concurs și ce oportunități apar pentru câștigători și participanți? Deci acest concurs a fost în primul rând gândit după modelul concursurilor internaționale în afară de dirijat. Specificul lui este legat de operă. De ce de operă? Deci nu doar că a fost directorul operei și faptul că a fost că a prezentat Edip, el a început ca acompaniator în operă în anii 38-39. Dar revenind la acest concurs, este necesar, deoarece în momentul de față nu există un concurs pentru dirijorii de operă de, zic eu, de anvergură internațională. Și este un concurs foarte dificil și își propune inclusiv să atragă atenția asupra faptului că cu greu găsești concurență în România pentru acest tip de concurs. Am înțeles. Presupun că vin participanți și din afară. Absolut. Deși timpul a fost extrem de scurt datorită formalităților birocratice cu toată deschiderea pe care a avut-o domnul director general Daniel Jinga de la operă, birocrația românească e birocrația. Însemna parteneriatul cu opera de-abia la începutul pe 1 martie, când un concurs se pregătește cu 8-9 luni înainte ca să fie cunoscut în străinătate. Cu toate astea, mă rog, până am făcut site-ul, am reușit să avem concurenți, zic eu, foarte bine pregătiți, fiindcă modelul este, nu toată lumea se înscrie și nu toată lumea participă. Se înscriu, se trimite un demo, da, se judecă acel demo și sunt admiși un număr de concurenți. Maxim concurenți erau admiși 12, o să fie mai puțin. Tocmai pentru a ridica, o să fie 8 concurenți. Și câți sunt din România? Că ziceați că vreți să tragem și un semnal de alarmă. Jumătate de-abia. Și nu sunt din partea de sus, sunt din Transilvania. Adică 4? Da. O să fie 4 concurenți foarte bine pregătiți din Japonia, Canada, Austria și Germania. Am înțeles. Este la a doua ediție concursul. Da. La prima ediție, care au fost provocările cele mai importante? Provocările, deci prima ediție n-a fost concurs la opera, a fost la Ateneul Român, la Filarmonica George Enescu. Au fost președinți, tot așa a fost zonă privată, a fost tot cu fundația organizată, a fost în parteneriat cu Filarmonica George Enescu. A fost directorul Filarmonicii de atunci, Cristian Mandeal, împreună cu Sergiu Comisiona, cel mai bun elev al lui Constantin Silvestri, cu care am organizat acest concurs. Pot să vă spun, au fost și atunci destui concurenți români. Din nefericire, niciunul n-a reușit să ajungă în etapa finală. A fost câștigat de un dirijor canadian, Marco Parisotto, care a făcut o carieră frumoasă. Și mai fost încă doi laureați, din care unul aș vrea să-l nominalizez, încă a venit destul de des în România, mai ales la concursul și la festivalul UNESCO, a fost Domenech, care a venit în foarte bine pregătit, care a venit în România. Dar concursul are niște probe? Absolut. Sunt câteva etape. Și care sunt etapele astea? Păi sunt trei etape. Deci prima etapă a fost acest demo cu CV, fiecare prezentat. A doua etapă, efectiv, este prezența lor fizică la București. Concursul începe luni. Și va avea primele două zile, sunt concurenții se întâlnesc cu soliștii ai operei. Așa. Și vedem cum știu ei să lucreze cu soliștii unui teatru de operă. Sunt ajutați de pianist, au diversi compozitori din repertoriul operei. Noastră li s-a comunicat programul. Așa. Deci programul este cunoscut. Etapa a doua... Să înțeleg că ei efectiv fac un spectacol cu artiștii ai operei București? Abia la final ar face. Nu, cum să vă spun, sunt mai mulți compozitori. Deci sunt mai mulți compozitori. Da. Fiecare am spus, de pildă, un recitativ din Don Giovanni. Recitative din Don Giovanni. Să vedem cum lucrează ei, noi spunem, cabină, așa se spune. Cum îi învață, cum îi îndrumă pe acești soliști. Există un sextet din Lucia de la Mărmur. Cum știu să conducă vocile în cazul a șase persoane, a șase soliști.
Am dat un exemplu. Okay. Etapa următoare trebuie să ne arate cum poate să lucreze cu corul operei. Asta e etapa a treia, să înțeleg. Etapa a doua. Etapa a doua. Deci etapa a doua. Și tot acolo am introdus și o lucrare românească care au primit-o după înscriere. Adică a fost un număr de titluri pe care ei trebuiau să le învețe înainte. Și după înscriere, cu câtă rapiditate pot să învețe 10 zile, să învețe un fragment, a fost și măcar toată operă, un fragment într-o lucrare românească. Ok. Deci, și etapa a treia? Etapa a treia este efectiv, acolo se face departajarea doar. Între, o să fie doar 3 candidați care intră în etapa a treia. Și aia va fi un va fi chiar spectacol concert cu 3 lucrări impuse cu orchestra și corul operei pe scenă în data de 2 iunie ora 11. Am înțeles. Și ei câștigă, câți câștigători vor fi, nu știu, 3 câștigători. Da. Și ei ce? Premiile sunt în valoare de 5.000, 3.000 și 2.000 de euro. Dar important este că vor primi spectacole de operă atât în București cât și la operele principale din țară. Vor avea posibilitate să lucreze cu maestrii deosebit, cine dorește să facă masterclass, dar nu legat de concurs. Independent, aceștia oferă aceste oportunități de perfecționare, de masterclass sau chiar de asistență. Adică să fii asistent. Ce înseamnă asistență la un dirijor? Sunt două aspecte. Poți să fii pasiv în sensul că vezi ce face, dar el poate, uite, n-am timp acum să termin repetiția, continuă tu repetiția, ai văzut cum trebuie făcut. M-a ajuns că eu trebuie să merg în altă parte. Știți? Asta înseamnă să fii asistent și unul din ei știu precis că este asistentul unui important dirijor de la Berlin. Asistent nu... cum spunem noi, pasiv, stă și vede, eu nu sunt lucrează. Cu lumea asta, da, concursurile astea sunt des întâlnite la nivel mondial, nu știu. Absolut sunt. Și la noi este singur sau mai există? La noi este singur. Așa sunt tot felul de concursuri. Ionel Perlea a văzut un fel de concursuri de dirijat care sunt la orchestre din provincie. Însă, ce am încercat să facem cu acest concurs, în primul rând, parteneriat cu o instituție de importanță națională, opera. Prima ediție a fost cu Filarmonica. Am considerat că Silvestri este un nume foarte important, mult prea mare pentru muzica românească și muzica la nivel mondial. Da. E un reper și nu putem să facem orice și oricum. În momentul când Sir Simon Rattle spune că este fan Silvestri și are toate înregistrările pe care le-a putut găsi despre Silvestri, asta spune dintr-o dată foarte mult. Am un film cu el de 20 de minute care mi-am luat un interviu special pentru fundație, îl vom edita și vom face. La fel, alte personalități care au aceeași părere despre el. Nu există mare dirijor să nu fie auzit despre Silvestri. În glumă, Cilibidache se știe că era un tip foarte acid cu toți dirijorii. L-am întâlnit de mult pe Serge Cilibidache și mi-a spus, zice, Silvestri era printre puținii pe care Cilibidache nu-i ataca. Ceea ce, să știți că este un semn... Bun, revenind, o să vedeți și în structura concursului, Comitetul de Onoare este alcătuit de niște personalități care au acceptat, fiindcă nu neapărat oricine acceptă orice să fie legat numele de un eveniment. Nu. Este altceva ca importanță să fie acceptat de un fost președinte, de fost director al concursului, al festivalului Enescu cu Lawrence Foster. Apropo de asta, ce nume mari vin la București? Deci, Lawrence Foster, posibil să fie, încă nu știm că este, are o anumită vârstă, a venit la Filarmonica din București și a avut concert, acum 2 luni.
accepta să fie președinte de onoare la, în comitetul onorific, o să fie Cristian Mandeal. Ok. Iarăși va fi cine? Cristian Mandeal este, a fost următorul președinte al concursului, al festivalului UNESCO în anul 2000. Ok. Și acum a fost director general al Filarmonicii, George Enescu, acum este și profesor la conservator din București, la conservatorul din București. O să fie președintele Uniunii Compozitorilor, Dan Dediu, fostul ministru al culturii, Mircea Iorgulescu, și compozitor. Și e posibil să vină, tot așa, este foarte în vârstă, creatorul Orchestrei Naționale din Lille, maestru Casațiu, care a fost primul, care a fost timpanist la Orchestra Națională a Franței când Silvestri a dirijat Sinfonia I-a de Brahms. Foarte interesant, arc peste timp. Arc peste timp. Iar președintele Juliu, acum revenim la concret, este Frédéric Chaslin, este un nume de mare reputație internațională, nu doar că a venit la Festivalul Enescu, dar a dirijat la Staatsoper la Viena, dirijat la Scala, deci este un nume care iubește și România, dar nu numai atât. O să mai avem iarăși un juriu, un invitat foarte important, care a prezentat la ultimul festival Enescu o piesă de Ligeti, compozitor care a făcut enorm pentru România, deși este de origine maghiară, a trăit în Elveția, născut în Transilvania și anul trecut au fost 100 de ani de la nașterea lui. Am făcut o mică paranteză, fiindcă vreau să vedeți contextul, cum poate fi și în alt fel privită România. Are concertul românesc pentru pian, care este, pentru orchestră, care este foarte iubit și foarte cunoscut, deși este o muzică modernă, și acest Ligeti, 100 de ani, a fost sărbătorit în toată lumea anul trecut. Deci, concursul caută să aducă personalități care, cum să spun, pun muzica românească în contemporanitate maximă, dacă pot să zic. Dar așa, cât la cel mai înalt nivel. Cât de mare e presiunea pe cei care participă ca și concurenți la un astfel de concurs? Să știți că este. Nu mai știu câte întrebări au primit și ca organizator și iarăși cine care s-a ocupat, doamna care s-a ocupat cu corespondența, câte întrebări. Asta cum trebuie privit? De la ce? Nu avem niște repere, zici, de la numărul cutare, la numărul cutare. Tot timpul au trebuit lămuriri și unii au întrebat, dar cum se va desfășura concursul? Păi asta pare mai degrabă o presiune pe organizatori. Și organizatori, dar și pentru ei, că simți teama. Momentul când simți teama fiecăruia, am căutat să avem un, să nu fim foarte reci, adică să nu fie numai un birou care răspunde și, da, domne, asta este. Apropo de asta, emoție sau tehnică muzicală, ce e mai important în timpul unui concurs? Chiar unui asta, spectacol. Uitați, chiar asta am venit de la o întâlnire cu unul din membrii juriului, maestru Vlad Conta, dirijor la operă. Din partea românească, deci o să fie el, o să fie Daniel Jinga, directorul general, și doi invitați străini și subsemnatul din partea fundației. Chiar asta am discutat cu el. Cel mai important este un tip talentat sau un tip care vine extraordinar de bine pregătit. Și ăla talentat e bine pregătit, dar care are mai multă experiență, care are mai multă. Aici, cum îi dăm? A rămas să ne gândim. De multe ori și intuiția ne spune. Am insistat pentru, revin la tipul de concurs, fiindcă de foarte multe ori m-am văzut și la Jeunesse Musical, care era un alt concurs internațional, care acum văd că a dispărut. S-a luat brandul Jeunesse, un brand foarte important pentru zona europeană și nu numai. Se organiza cu masterclass, dar care era, după mine,
problema ușor delicată, să spun așa. Cei care organizau masterclass erau ulterior și membri în juriu. Adică, practic, nu toți care veneau la masterclass participau la concurs. Ne-am avut o altfel de selecție. De asta și maestru Mandal a acceptat doar să fie în comitetul de onoare, fiindcă a spus, e posibil să fie studenți de la mine și nu vreau să fie un conflict. Dacă era propriu zis în juriu. Putea să nu noteze, că și asta este o variantă, dar totuși există o discuție. O discuție. La fel cu masterclass-ul. Eu am niște studenți din România, din străinătate, pe care îi cunosc. Și am făcut așa, da, și eu țin, indic, mă rog, erau 2-3, care au făcut masterclass înainte de jeunesc și eu, noi cam indicăm cine să participe de la masterclass la concurs. Eu zic că nu e corect și nu este relevant. Pot să fie multe lucruri. A, poți să faci masterclass după. Altă dată. Nimeni nu... Și regulament figura că membrii juriului să nu fi lucrat în ultimii 5 ani cu acești studenți. Asta este o chestie internațională. Tot regulamentul a fost conceput după formulele consacrate. La fel ca și site-ul. Am indiferent înțeles. Cu... Mai am o curiositate legată de tehnică. Cam cât timp acordă un dirijor, un concurent studierii unei partituri? Și cât de importante sunt repetițiile pentru un spectacol? Depinde. Adică până îl vedem noi pe scenă, cam cât se repetă? Este variabil. Deci sunt mai multe etape. În primul rând, aici nu doar un concurent, dar și oricare artist, în primul rând, își lucrează propria partitură. În cazul, vorbesc acum la dirijor. Lucrează partitura pe care o are de interpretat. După care, normal că știe din timp o succesiune de repetiții cu soliști, cu cor, cu orchestră, care unele se desfășoară într-un anume moment, se desfășoară paralel, după care se ansamblează. Depinde de fiecare teatru, fiecare operă, teatru de operă, depinde de felul cum își organizează repertoriul. Sunt teatre de operă care vin și spun... N-ai decât în total 10-12 repetiții. În general, există două formule. Formula rusească, sovietică, adică? De abordare, și o să fac o paranteză după aceea, dacă îmi permiteți. Sigur. Și formula de tip occidental, care și aia se împarte la rândul ei în două structuri. Adică sunt teatrele de repertoriu. Ce înseamnă teatru de repertoriu? Cele mari. Aici este universal. Și Bolșoiul la ei, Opera Națională la noi, Staats Oper la Viena, Metropolitan și așa mai departe. Adică în fiecare zi ai alt titlu. După okay. care tu îl reiei. Nu înseamnă că ai 30-40 de titluri care realizezi într-o stagiune. Teatrele mai mici, dar tot importante, au 3-4 titluri pe an. Și fac un titlu cu 2-3 distribuții până le puizează. A ascultat toată lumea. Timp de 2 luni joacă un titlu sau două. Dar noi suntem în zona teatrelor de repertoriu. Sistemul din vest este toată lumea învață acasă, că n-am timp să... Nu e nici timp și nici nu pot să plătesc cu un repetitor. Ăia sunt foarte scumpi, că e vorba de lucru individual. Și acolo... costă sute de euro ca să poți să lucrezi cu un pianist timp de o oră. Și vine cu lecția învățată. Dirijorul ansamblează, are un număr de repetiții împreună cu regizorul care se întinde pe maxim o lună sau două. Dar nimeni nu-și învață în teatru respectiv, nu-și învață lecția, ca să spun. Vine cu rolul învățat. Modelul sovietic este că spune la dispoziție, se face de dimineață până seara, se umple, spune, stai acolo, ești plătit ca orice funcționar, cum suntem și noi acum plătiți, toți artiștii, de fapt niște funcționari. Pe grilă unică de salarizare, pe toate, adică toată lumea este egală, de la carei până la
pătârlagele, ca să nu spun orașe, că pe urmă se supără lumea. Ceea ce consider că nu e normal. Și noi pe ce model funcționăm? Exact pe ăsta. Soviet. Și de pe vremea unde la Filarmonica din Berlin sau la Staatsoper, nicăieri nu se găsești grilă unică de salarizare. Că în momentul ăla nu poți să aduci tineri. Nu ai libertatea să cauți valori. Păi da, adică de ce ai mai fi ambițios să ajungi la George Enescu când poți să rămâi la Carei? Da, ei, nu cred că da, nu, deci tu poți să ai, dacă iau bani, poți să dea aproape același salariu. În plus există aceste, o să fiu foarte violent atacat de câte sindicate, recunosc, eu am contract nedeterminat, eu am avut, mă rog, și altă gândire și nu mă sperii de asta, nu m-am speriat niciodată. Ești obligat să accepti contracte nedeterminate. Există și contracte determinate, din fericire începe puțin să schimbe viziunea, dar după 3 luni nici n-a pus să vezi cum s-a acomodat X sau Y. Păi și care e riscul acele nedeterminate? Îl dai greu afară sau cum? Dacă nu știu, nu ești mulțumit. Dumneavoastră a spus. Acolo ai contracte nedeterminate, să zicem. În special în zona Germaniei, dar și Italiei și Franței. Dar ți-a sunat a treia oară telefonul, îți cauți de lucru. Și la noi? Evaluările. Acolo, odată pe an, cum ar fi la noi, sau acolo cam odată la un an jumătate, doi maxim, sunt evaluări practice, adică se vede în ce formă, dacă ai rămas în formă sau nu, fiindcă este foarte important. Eu vorbesc de orchestrant, de marea masă, orchestrant, corist și așa mai departe. La noi se face o evaluare după modelul european. Ai 30-40 de lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea. Păi, după model european, că îmi ziceați că în Germania se face la 2. Nu, modelul european, birocratic de la Bruxelles, ca orice funcționar. Deci noi facem evaluările pe foaie. Pe foaie. Am înțeles. N-ai voie să le faci. Dar de ce practic? N-ai voie să le faci practic? N-ai voie, că așa e regula de la minister. Dar la început spuneați că acest concurs este și o modalitate de a trage un semnal de alarmă. Pentru faptul că sunt prea puțini asta români care... Mai vin tineri către muzica clasică? Nu. Și chiar am avut o discuție cu unul din responsabili, chiar ieri am vorbit la operă cu unul din responsabilii orchestrei, care spunea, acum ne mai descurcăm, dar nu știu ce vom face în câțiva ani. Este foarte multă muncă, de la 5 ani, 6 ani trebuie să faci pian sau vioară, obligatoriu, că pormă te duci și faci instrument de suflat datorită creșterii capacității toracice și așa mai departe. Este altceva, faci canto, dar o pregătire muzicală este între, ca să poți să fii profesionist, incluzând și etapele de studiu universitar sau, mă rog, post-liceal, este în jur de 20 de ani. 20-25 de ani ca să începi să fii, după care ajungi într-o orchestră sau într-o formație, adică între 25 și 30 de ani, în care acolo începi să te împlinești, să te formezi și, mă rog, te poți ridica sau să te menții. Aici, în funcție de ce aspirație ai, vrei să fii solist sau vrei să fii dirijor în față sau să fii un tutist de foarte bună calitate. Adică vrei să-mi spuneți că un artist de muzică clasică ajunge la maturitate pe la 50 de ani? Nu, mai devreme, dar dacă începi, rețineți că eu am zis că începi între 5 și 7 ani în instrument. Gândiți-vă, până termin conservator, fac 23-24 de ani, deci sunt 20 de ani. Am înțeles. Plus experiența de rigoare. Și acum asta spuneam, că nu sunt amatori pentru așa ceva. Păi cel puțin la instrumentele de suflat este catastrofă. Eu vă spun concret, în anul care eu am absolvit, am avut, doar în clasa mea, am avut 4 corniști. Orchestra care se respectă are 8 corniști, vorbesc. Așa avea Filarmonica pe vremuri, acum are decât 5 angajați.
vorbesc angajați cu arte de muncă, nu colaboratori. Nu. Anul, în momentul de față, pe sunt 5 corniști, ascultați-mă, 5 corniști, de la clasa 5-a când începi instrumentul, până la clasa 12, la același liceu din Ulipati. 5 corniști. Și numai în anul, seria când am terminat eu, în clasa mea, deși eram două clase deci paralele, erau 4. 8 ani de zile sunt doar 5, adică nici măcar unul pe an? Nici măcar unul pe an. Anul trecut, la conservator, n-a fost niciun candidat la instrumentul fagot. Fiindcă te obligă sistemul nostru, că o să revin și la sistemul de învățământ muzical, e prima oară când cred că pot să vorbesc liber cu toate consecințele care urmează. De la Iași, Bacău, București, Brașov, Craiova, Constanța, niciunul n-a absolvit, fiindcă îl obligă să aibă bacalaureat de muzică cu această specialitate fagot. Unul n-a fost. Stați ca să înțeleg eu bine. Da. Deci la liceele de muzică din orașele astea despre care mi-ați zis, ca să iei bacul muzical... Da, trebuie să ai un instrument. Okay. Cum am avut și eu, pian. Am făcut pian. Instrumentul la vioară? Pe instrumentul faci din... De când, știu eu, pianul eu am început din clasa 1. Alții au început vioară din clasa 1, după care au trecut la violoncel clasa 3. Bun, că asta este dai, sistem. Dai bacul la pian. Și până mă dai bacul la instrumentul la care ai lucrat ani și ani. Eu am terminat bacalaurea la pian. Bineînțeles că facem și bacalaurea de cultură generală, că așa este liceul. Da, dar nu vreau să înțeleg problema cu fagotul. Da, și el trebuia să aibă, să fie absolvent de... cu bacalaurea de muzică. Și nu este. A, nu se n-am găsește avut, pentru conservator? N-am avut elev care să accepte să facă așa ceva. La alte instrumente s-a întâmplat să fie, mai mulți. Și important fagotul într-o... Pe patru fagotiști. Deci toate instrumentele sunt absolut importante. Nu este o orchestră care să-ți lipsească un instrument. Și care e soluția? Aici am vrut să ajung. Sunt două soluții. Deci, de fapt, să spuneam în soluții, să întreb problema. Care este problema de organizare a sistemului de educație? Că, spre exemplu, dacă nu-și dorește niciun tânăr să facă fagot, ce ar putea face ministerul? Sistemul, nu știu. Îmi dau foc la toți, la toți, muzicieni. Deci, sistemul este, iarăși am spus, pe sistem sovietic. Sovietic făceai liceu, cultura generală și astea, în paralel, în aceeași școală. Urmai conservatorul, după conservator primeai repartiție. Că te duceai la Vladivostok, că te duceai la Botoșan, că primeai repartiție. Mă rog, după București, nu contează, primeai la licee, primeai... Deci aveai această, acest sistem de organizare. Da. La noi a rămas același. Dar ce faci când nu mai vin? Sau cei mai buni care, cum sunt la diverse instrumente astea mai clasice, să zicem, pian, vioară, violoncel, majoritatea aleg să plece din țară. Fiindcă pregătirea, nivelul întregului este... E foarte jos. I-a trebuit ca și la alte facultăți tehnice, eu spun de cele tehnice. Am un profesor, un prieten, profesorul Dorbanțu, care mi-a spus clar la Politehnică, anumite... lucruri legate de teoria lui Einstein nu se mai predau. Fiindcă nivelul este așa de jos că nu poți să înțeleagă. La fel și la noi s-au făcut niște rabaturi pentru a putea fi admiși. Iar pormă este la nivel superior acest învățământ de tip Bologna. În România nu poți fi angajat la nicio instituție, nici la opere, nici la... Dacă nu ai absolvit învățământul de tip Bologna. Ori la noi, marile facultăți nu sunt de tip Bologna. În Germania, în Franța, deci conservatorii din Paris sau Hochschule de la Berlin sau de la Viena sunt organizate pe alt criteriu. Nu este sistemul ăsta Bologna, 3 ani, 2 ani, master și așa mai departe. Nu! Acolo sunt pe 4-5 ani, este cu tot o altă organizare a sistemului. Eu spun scriptic. Deci, da, deci, deci cine face hochschule,
trebuie să vină să dea aici diferențe ca să fie admis. Okay. Să fie angajat la filarmonică sau la operă sau oriunde. Și de ce să dau eu diferențe când pregătirea de acolo este de cel mai înalt nivel? Da. Fiindcă de-aia pleacă, nu pleacă de... ca să învețe din ce în ce mai mult. Și dumneavoastră ziceți că ei după ce se duc la oamenii ultra specializați care învață bine, ei dacă ar vrea să întoarcă în țară ar trebui să dea niște diferențe. Da. Ei fiind ultra specializați. Da. Și pentru ce să dea diferență? Ca să fie anunțat concursul cu o lună înainte? Pe cât durează? Pe orice concurs la noi trebuie anunțat conform legii doar cu o lună înainte, ca să apară în monitor oficial. Chiar acum o să avem concurs și o să fie conform legii în monitor oficial. Și normal cam cât ar trebui? Nu știu, jumătate de an sau cum? 3-4 ani? 3-4 luni înainte dacă vrei să-ți vină. Ce e mai bun ca să aibă timp de pregătire, înțeleg. Nu ca să aibă timp de pregătire, ca să știe că există concurs. În plus, noi în domeniu nu aplicăm deloc legislația europeană. Am vorbit chiar cu un fost viceprim-ministru acum 2-3 zile. Și doamna Turcan știe treaba asta, că i-am pus și un proiect de lege. Nu un proiect de lege așa, ca să fie în discuție. Și mi-a zis, este foarte bine, așa gândesc și eu. Și nu inventează roata. Bun, și care facem exact ce fac ei. Adică eu pot să lucrez acolo fără să știu limba germană, scris și vorbit, doar să știu să pot să o discut. Nu interesează ce am absolvit, trebuie să trimit CV ca să vadă ce am lucrat, unde am lucrat, experiență și demo. Adică partea practică, să vadă ce am făcut. Se anunță cu 4-5 luni înainte ca să poată să vină din toată Europa. La noi trebuie să știi limba română, scris și vorbit. Nu, fiind grilă unică de salarizare, dacă vrei să iei un tânăr să-l încurajezi, nu poți să-i dai maxim, că trebuie gradul 2, gradul 1, debutant și așa mai departe. Și atunci pentru ce să vină? Când la Leipzig a fost angajat un tânăr de 22 de ani, șef de partidă. Eu ca să angajez la filarmonică o boistă șefă de partid, a fost cu ajutorul domnului Cazacu, am făcut tot felul de... Dar asta ca să pot să fac șefă de partid la 26 de ani. Adică că am găsit că a lucrat nu știu unde, ca să am un minim de 7-8 ani de activitate, pe carte de muncă, atenție, nu colaborări. Pe carte de muncă. Fiindcă colaborările pe care le ai cu diverse orchestre sunt contract de colaborare pentru concertul cu tare, cu tare, cu tare, nu sunt considerate ca vechime în cartea de muncă. Ok. Și pentru vechime trebuie să ai la fiecare stradă de salarizare, trebuie să ai treaba asta. Bun, v-am întrebat acum câteva minute când vă pregăteați să vorbiți despre soluții. Păi asta este soluția, să aplicăm legislația europeană în această manieră. Concret. Păi concret, da. Să dispară obligativitatea cu Bolonia. Bun. Să nu mă oblige să am limba română scris și vorbit, fiindcă noi facem muzică și de obicei avem contact cel puțin în București cu foarte mulți dirijori străini care limba engleză, limba germană, mă rog, limbile de circulație sunt absolut și este un limbaj universal fără probleme. Se dispare această formulă cu vechime și asta, fiindcă dacă este un tip valoros trebuie să faci iarăși rabat la vechime ca să poți să-l iei concert maestru, adică primul violonist sau șef de partidă la fiecare partidă să fie, trebuie să faci rabat la vechi. Deci trebuie să dispară această formulă de grilă de salarizare. Și atunci trebuie să faci ce se întâmpla parțial și în fostul RDG. Și așa, chem managerul și spui așa, ai 1000 de mărci, ăsta este bugetul dumitare. Și ce vrei să faci anul ăsta? Păi, ce vreau să fac? Vreau să fac mai mult 2 premiere. Bun, nu mai angajez pe nimeni anul ăsta. Anul viitor, vreau să fac o orchestră. Stingi un bec. Și în fiecare an dai socoteală ce ai făcut cu bani. N-ai făcut ce trebuie, mai discutăm. Ok. Dar nu pui că este deturnare de fonduri dacă vreau să țin oameni de valoare și să-l plătesc mai mult ca să-l încurajez să rămână, să nu plece sau să vină.
Păi și mi-a spus mai devreme că doamna Turcan gândește la fel ca dumneavoastră. Și doamna Turcan și alții gândesc. Păi și ce vă oprește să schimbați legea? Oportunitatea. Nu e oportun. Dumneavoastră a zis. Că momentul. Deci fiecare lucru trebuie văzut când. Și când ar fi asta? Adică cine s-o opune? Stați, că nu se opune nimeni. Deci toată lumea vrea. Dar toată lumea vrea. Dar nu e oportun. Dar e bine să... Să nu... Cum să spun? Mă simt bine. De ce să mă leg la cap dacă nu mă doare? Ales, înțeleg că e o teamă a oamenilor din domeniu. Din toate domeniile, că vorbește învățământ și de asta, de ce să mă leg la cap să... Învățământul... Și acolo trebuie lucrat. Practic, aceste licee de muzică, de factură, asta nu mai poți. Și atunci trebuie să nu există nicăieri în... Băi, în... și stați puțin, cum mi-ați povestit dumneavoastră, nu e evident pentru toată lumea că ne ducem în gard? Nu. Păi, în timp ce nu descrizi dumneavoastră, Leafa merge, Leafa merge. Am vreo 10 ani, înțeleg că nu o să mai putem să avem o filarmonică completă. Păi deja nu o avem. Bine, deja nu avem. Nu vreau să spun ce probleme avem cu trompetele la noi. Deci nu vreau să spun. Nu vreau să spun că greu găsesc bas pentru asta cor. Asta sună ciudat, că doar suntem. Păi se sună. Păi sună. Fiindcă eu spun de valoarea unui festival George Enescu. Dar ce probleme avem cu trompetele? Nu avem trompetiști. A, trompete avem. Da. La baș. N-am baș la cor. Foarte greu găsesc baș pentru cor. Nu, dar sunt ciudat, adică toată lumea realizează că nu e bine și spune... Nu toată lumea zice că e foarte bine. Face evenimente în stradă, vedeți tot felul de spectacole de astea care îți iau ochii, dar infrastructura? Păi bun, alea sunt spectacole de care îți iau ochii, dar nu e muzică clasică. Nu, și la muzică clasică poți să faci. Înțeles. A zis mai devreme doamna Turcan, Ministerul Culturii cum se implică în acest concurs? Ministerul Culturii mi-a dat un ajutor extraordinar împreună cu domnul Jinga, deci faptul că am putut să facem și doamna Turcan personal a vorbit și cu domnul Jinga pentru acest concurs, a înțeles ce înseamnă și numele de Silvestri, orchestra operei cântă în normă, sala nu este cu chirie, partea noastră este, ne ocupăm de juriu, plata juriului, că e o indemnizație care este transport, cazare, publicitate, deci asta a căzut în sarcina noastră, deci asta este parteneriat, am oferit brandul, fiindcă brandul numele Silvestri este luat pe fundație. Fundația când a apărut? În 1991. Și pe lângă acest concurs, care e a doua ediție, ce proiecte mai aveți pe fundație? Am făcut mult mai multe, inclusiv și în străinătate am făcut proiecte. Am făcut în Germania, dacă este să spun câte, făcut la Konzerthaus în zilele muncii românești în 2019. O prelungire a zilelor muzicii românești, a fost cu corul filarmonic care a fost dus de Vladimir Iurovski la Berlin, după care noi am făcut la Konzerthaus un concert Enescu Silvestri, promovăm muzica lui. Vladimir Iurovski înregistrează acum lucrări ale lui Silvestri, pe care noi le-am pus la dispoziție, fostul director al festivalului Enescu, înaintea maestrului Măcelaru. Am promovat în nenumărate ori, vorbesc în anii 90, tineri în diverse săli, am reușit tineri pe care noi i-am recomandat, au luat burse în America, la Institutul Curtis și n-au fost numai români. Este unul din cele mai prestigioase institute de învățământ superior muzical, acolo este Institutul Curtis. Și la New York, celălalt institut. Deci astea două sunt în America. Restul universităților pe care le vedeți că fac muzică sunt de diverse nivele. La și pentru viitor, ce proiecte mai pregătiți? În primul rând, fundația, vreau să fac o mică paranteză, fundația va avea, se ocupă și de... Silvestri era un tip foarte deschis. A avut o colecție fabuloasă de tablouri. I-a plăcut pictura, i-a plăcut jazz-ul,
Iar zilele Silvestrii de anul trecut, a doua paranteză, am avut în deschidere un concert de muzică clasică susținut de o mare pianistă, Elisabeta Leonskaya, care a fost a luat în, la începutul anilor 60, a luat premiul întâi la Festivalul Enescu la pian și acum are aproape 80 de ani și este rezidență la Concerthaus Berlin, ceea ce este fabulos. Am avut spectacol de jazz, am avut expoziții legate de Silvestri. Am făcut proiecte și în România și în Germania. De pildă, unul din proiectele care, pe care le-a făcut fundația a fost ansamblu. Noi avem și un ansamblu, cum să spun, mergând pe proiect. Ai nevoie de 5 interpreți, ai nevoie de 12 interpreți, în funcție de, și de finanțare și de proiectele pe care le avem. Facem concerte cu ei. Am prezentat pentru a doua oară Pierrot Luner de Schoenberg, care reprezintă o, este un moment de cotitură în muzica secolului 20. Am făcut în Festivalul Enescu din 2019 la Muzeul Cotroceni, am făcut la Opera Națională în 2022, iarăși o deschidere extraordinară, o muzică foarte abstractă, foarte grea, dar am prezentat-o într-un anume fel care până la urmă a plăcut. Același lucru l-am făcut și în Germania. Deci nu doar Silvestri l-am pus în în acest context se va deschide în toamnă Asociația Silvestrii la Berlin. Deja avem, am trecut de cel mai greu hop, hopul de a corela statutul cu finanța, cu fiscul german, că acolo ei trebuie să vadă că statutul coincide cu ceea ce cer. Cât de ONG, cu ce se ocupă ONG-ul, strânge bani pentru handicapați, pentru... Noi nu facem asta. Voi veți avea și un sediu acolo? Da, sigur. Vom avea un sediu, dar vom organiza concertele nu la sediu. Sediu este doar ca să, pentru administrație. În funcție de săl și de proiecte pe care le facem. Și deja creionăm niște proiecte, dar urmează înregistrarea la tribunal, care trebuie un număr, e foarte simplu asta, dar cei mai greu a trecut. Aici e puțin de durată, dar anul ăsta vom deschide, dorim masterclass și în România și acolo. Cu cine vrem să facem acest masterclass? Cu toți cei care, cu cei mai buni interpreți și profesori care sunt actualmente și în țară, dar și în străinătate, care n-au masterat și care n-au doctorat. Și pe care nu-i puteți angaja în România. Corect. Fiindcă la noi... Deci vă se ajunge practic în Germania să faceți un soi de selecție pentru alte opere. Da, nu mai opere, dar nu facem numai de opere, va fi de muzică clasică. Nu, pentru alte instituții, dar nu din România. Nu, dar vor fi și români. Vor fi și români, dar dumneavoastră îi descoperiți și dacă, să zicem, descoperiți un super talent, nu-l puteți aduce aici, că nu îndeplinește... Nu poate fi angajat. Atenție! El poate să vină să facă un concert. Chiar maestru Măcelaru a spus că maestru Măcelaru, de pildă, n-are studii de dirijat. Așa. Fiindcă nu e obligatoriu să ai studii. Cu cine ai lucrat în privat sau așa? Ce experiență te-au văzut ăia ce ai lucrat? Fiindcă este zona asta... creativă și care ține de posibilitățile tale, efectiv să zicem talent. Fiindcă nu doctoratul cântă, nu masteratul cântă, nici nu bagheta nu o ține în mână. Da. Masteratul și doctoratul sunt niște lucruri care sunt lăudabile, dacă sunt făcute. Dar am întrebat și mai devreme și revin la întrebarea asta, la nivelul noastră de experiență și expertiză. Da. Ce este mai important în domeniul ăsta? Talentul sau studiul? Amândouă. Și mai ales inclinație. Evident că amândouă sunt importante. Un talent fără o pregătire superioară nu poate să facă nimic. Mă rog, sunt geniile, dar și alea se pierd repede. Nu, trebuie o... Adică chiar și profund. Ok. Dacă nu mai avem despre concurs, mai e ceva de adăugat despre concurs și fundație? Despre concurs, înțelegerea este ca să fie anual, adică să nu fie o pauză așa de mare. Da. Și sper că la anul să fie, chiar am vorbit și cu cei precedentul de la operă. Cum a fost?
Păi a durat foarte mult timp, fiindcă în primul rând a fost la filarmonică, a fost de altă natură. Acum vreau să fie ceva care să rămână și publicitatea va fi făcută cu 8-9 luni înainte, la fel cum este normal. M-am depășit acest... Și rămână an la operă? Avem deschidere către toate, dacă îți dorește, putem să facem alternativ. Dar, deocamdată, eu lucrând și la filarmonică, nu vreau să am nici cel mai mic suspiciune de conflict de interese. Știți cum se spune, ce domne și-a făcut, deși am dat inclusiv din buzunar cu toate lucrurile care a trebuit să le acopăr, fiindcă și primăria, datorită luptelor politice, a fost foarte puțin cooperantă. Deci nu pot să acuz nici pe unii, nici pe alții. Dar fiecare a zis și-au tăiat unii la alții. Și... poate să-l inițiezi după alegeri. După alegeri, dar știți ce se întâmplă dacă vrei să aduci un nume? Ăla nu așteaptă alegerile și trebuie să-l angajezi cu un an înainte. Și dacă ție spune cu o lună înainte că îmi pare rău, dar nu pot să-ți dau banii, omul ăla ce faci cu el? Da, da, da. Îi plătești, ai noroc dacă nu-ți cere daune. Dar oricum te-ai făcut de râs. Te-ai făcut de râs și îi plătești și drumul. Aș avea acum niște câteva curiozități de tușă personală, dacă tot fac un podcast cu mare dirijor. Ce înseamnă muzica pentru un dirijor? Muzica este, cum să zic, și numai pentru dirijor. Eu vorbesc din punct de vedere al și al pianistului și al dirijorului. Vorbesc din lăuntru, înseamnă un mod de viață. Este o trăire. Muzica este o artă temporară. Muzica și teatrul sunt arte temporare. Trebuie să simți, îți dă un anume puls, o anume, se desfășoară în două ore, să zicem, un concert. Ai o viață, un fel de viață paralelă. Intri într-un soi de transă în acele două ore? Un fel de transă foarte bine controlată. Da, apropo, că da, am și curiozitatea asta, în timpul celor două ore de spectacol, da, un dirijor simte sala? Categoric o simte. Deci dacă nu, trebuie să simți sala, trebuie să simți orchestra, corul care este în fața ta, deci tot ansamblul care este, și dacă tu nu reușești să fii suficient de, nu dincolo de acea claritate a intenției, de suficient de sensibil, bineînțeles, cupla cu claritate revin, dar de sensibilitate și de a avea o anumită forță de a transmite celor cu care lucrezi, ca ei să transmită în sală. Deci este un fel de du-te vino. Și dirijorul de multe ori trebuie să treacă peste... ca un dans. Da. Și trebuie să treacă pe acele persoane care îți transmit o energie negativă. Deci muzica, în primul rând, este energie. Eu am avut... persoane din public sau din orchestră? Din orchestră. Din orchestră, din cor. Sunt deci, și asta... Da, și nu neapărat că ei sunt, nu sunt buni profesional sau sunt răi, dar trebuie să ai o anumită compatibilitate. Iar tu trebuie să unești aceste energii pentru care pentru tine unii sunt perfect compatibili, cu alții ești mai puțin compatibil. Să treci peste ele, să faci, să scoți cei mai buni din fiecare. Am înțeles. Apropo de relația cu orchestra și cu corul, ce tip de relație, de subordonare, de colaborare? Acum sunt mai multe. Adică cine e șeful tipuri? În cartier acolo? Păi știți cum este, dacă fiecare începe să-și pună... Este ca un fel de general care conduce o armată. Asta e dirijorul. Da, teoretic. Dar are mari... bagheta ce reprezintă? Poftim? Bagheta ce reprezintă pentru un dirijor? Nu întotdeauna e bagheta. Deci mai important este, sunt foarte mulți dirijori, mai ales la cor, dar la orchestre, de pildă, Steve Jojava sau sunt alții care nu foloseau baghetă deloc. Nu e obligatoriu să ai baghetă pentru asta. Este vorba de mesajul pe care îl transmiți din corp, privire și mână. Deci este un ansamblu care se pune în mișcare. Nu este doar bagheta, se folosește, se consideră că dă puțin mai multă precizie. Dar precizia vine din atitudine, din corporizare, din toate aceste elemente. Nu vreau să intru în detalii, că pe urmă sunt prea tehnice și... Da, mergem. Da. Mai am o curiozitate. Un dirijor, cum își poate să
poate pune tușa personală asupra unei partituri? Există tehnici? Desigur, contraste sunt foarte clare. Este a fost un mare dirijor, Toscanini, care se spune că totul le făcea repede, totul le făcea așa cu multă vigoare, nici nu știai când s-a început o piesă și s-a terminat o piesă. Sunt alții, genul Cilibidache, așa, care timpul pentru el se dilata extraordinar de mult și aproape că se sufocau și instrumentiștii și ăștia datorită acestei dilatări. Făcea foarte rar aceleași lucruri pe care unii le fac într-un fel sau altul. Există o am spus că este o artă temporară. Există la fel cum vorbim. Unii vorbesc foarte repede, spun totul, spun bine. Alții vorbesc, nu se mai, dar nu se mai termină tot ce am de spus, dar vedeți că o anumită tensiune am creat. Asta trebuie să facă și dirijorul. În momentul când a pornit, este cum dai drumul la mosorul de ață. Așa m-a învățat Constantin Bugeanu. Nu mai cale de întoarcere, ai pornit și cum ai dat drumul, așa conduci în acel moment timpul. Timpul de desfășurare. Acolo poți să-ți impui amprenta. Apropo de acest mosor de ață, că presupun că în timpul unui spectacol mai apar și inadvertențe, greșeli. Cum se reglează asta? Orice om greșește, inclusiv dirijorii. Dirijorii care nu-și dau seama că greșesc, greșesc foarte mult. Pentru viitor. Greșesc în fața orchestrei. Nici te scuzi prea mult, nu e bine, fiindcă nu are autoritate. Dar trebuie să știi să capacitezi atât de bine, încât chiar dacă sunt greșeli, să treci peste aceste greșeli. Am să vă spun, la o mare orchestră, la concert Gebau, au venit la un festival Enescu cu Marie Sianson, au făcut o simfonie de Haydn și, mă rog, a fost o chestie care nici cei mai nu și-au dat seama, dar unii și-au dat seama. Și l-am întrebat pe concertmaestru, zice, cum s-a întâmplat? Zice, păi noi facem muzică de cameră, adică lucrăm mult împreună și chiar dacă suntem mai mulți, considerăm că facem o muzică între 3 sau 4 oameni care se coordonează mai ușor. Și ne-am autoreglat. Deci la acel nivel trebuie să ajungă. Și m-ați întrebat apropo de Simon Rattle și de unchiul meu. Simon Rattle mi-a povestit, el a fost asistent, ca asta spuneam, următorului dirijor de la orchestra din Bournemouth, asistentul următorului dirijor de la orchestra din Bournemouth, după unchiul meu. Și la multe repetiții s-a dus și a văzut ce amprentă lăsase unchiul meu acolo. Și zice, i-au spus cei de acolo, zice, astăzi i-a spus primul violonist, zice, înainte de a intra pe scenă, zice, dragă, acum o să facem un Brahms în stil franțuzesc. Brahms fiind compozitor german. Da. Zice, atunci a durat puțin mai mult simfonia, dar ce se întâmplă? Orchestra trebuiau să facă corp comun, adică nu exista, mă mai gândesc ce să fac, adică cu dirijorul. Da, nu însemna că aia era cea mai bună versiune, dar asta înseamnă, aici am vrut să ajung, un Brahms în stil franțuzesc, mâine facem în altfel. Și atunci vine amprenta personală. Apropo de reglajele astea, în cariera dumneavoastră ați avut vreun moment în timpul unui spectacol în care, nu știu, v-ați simțit jenat, v-ați simțit blocat? Am căutat să trebuie să depășești aceste lucruri. Tot ceea ce țin de blocaj nu poate fi vorba. Nu există. Publicul nu trebuie să simtă. Bine, toți avem blocaje. Cum treceți peste ele în timpul unui spectacol? Aveți un exercițiu? Da, adică eu am o expresie, să prevăd imprevizibilul. Nu pot să prevăd întotdeauna imprevizibilul, dar trebuie să fiu pregătit pentru orice. Trebuie să trec, să am forța să trec peste ele. Nu se poate. E vorba și ca dirijor, și ca pianist, și ca
și cântăreții, același lucru se întâmplă. Au mai ales la ei două corzi. E, alea, dacă una nu funcționează bine, se întâmplă ceva în timpul unui spectacol, trebuie să meargă mai departe. Am fost la premieră, la un spectacol cu Tannhäuser, la Wiesbaden. E, mi s-a spus că premiera a fost excepțională cu un tenor. La un moment dat, tenorul nu mai mergea, dar nu s-a oprit nimic. A mers până la capăt. Am înțeles. Mulțumesc. Am o ultimă curiozitate. Da. De fapt, mai degrabă un mesaj de la dumneavoastră. Că văd așa pe stradă, probabil ați văzut și noastră, tinerea astea generații nu-și mai scot capul în telefoane, acum e totul cu digitalizare. Da. Vi se pare că mai sunt preocupați de cultură și în funcție de ce răspundeți, dacă ați sfătui o tânără familie cu copii mici, de ce ar trebui să aducă copiii la spectacole de cultură, de muzică clasică? La ce le-ar fi util în viață? Uitați, vă răspund cu altceva. Care veți ajunge acolo. E constatat medical. Toți cei care învață un instrument, pian sau vioară, nu pledez doar pentru pian, că sunt pianist, între 7 și 9 ani, maxim, chit că pormă nu mai profesează, poate să înceapă și mai devreme că nu strică, medical este constatat că au și dezvoltarea celulelor nervoase pe creier, capacitatea de a te organiza, de a face, cum să spun, este, ai altă deschidere. Altfel de concentrare față de ea care la 4-5 ani stau cu ochiul în calculator. Și dacă mai e timp, vă spun un singur lucru. Mai este timp. Ce înseamnă, cum începe un... Revin la pian, că acolo o cunosc foarte bine, dar repet, lucruri foarte asemănătoare la vioară. Noi începem acel instrument deoarece, de ce așa devreme? Deoarece toate articulațiile sunt încă nefăcute, urmează să se... Cu cât încep mai târziu, toate închieturile sunt mai osificate, mai greu, numai acea... Deci, odată, faci treaba asta. Vezi o partitură. Tu trebuie să te concentrezi, să vezi ce faci aici, trebuie să pui aici. Trebuie să auzi. Trebuie să-ți dai comanda nervoasă ca să faci într-un moment determinat ce este aici. Deci tot acest ansamblu de lucruri, tu trebuie să le coordonezi ținând de propriul tău corp, de propria inteligență, de propria formare. Între deci să înțeleg că și creierul... Și asta, acolo am ajuns. Ajunge să mai complex? Absolut. E medical, deci sunt studii făcute. Asta e valabil pentru cei care practică, dar pentru... Nu, chiar și pentru cei care nu practică. Adică și pentru cei care consumă. Absolut. Deci, chiar cei care sunt amatori, chiar zis acela de plăcere, e bine ca 2 ani. După aceea, categoric, dacă nu ai, pleci, te duci, nici nu are rost să pierzi. Dar să vedeți ce dezvoltare ai pe acest... Mulțumesc frumos. Apropo de asta, că mi-a creat o altă curiozitate. Și aici v-am spus, și asta înseamnă că poți să-l duci și la concerte și altfel... Dar devin cumva și mai empatici oamenii ăștia? Absolut. Deci este cu totul altceva. Ok, apropo nu de... Nu înseamnă că-s mai buni. Atenție, muzicienii și niște oameni foarte răi. Cu cât ajung, da? Ca și doctorii, fiindcă este o treabă individuală. Noi stăm între patru perești, ne batem capul cum să facem una sau alta... corpul nostru, cum e mai bine, deci este o concurență, eu cel puțin am avut eu am învățat ce e concurența din școală. Am luat concursuri, ăla nu se făceau cu știi că te rog, că egalitate, că nu știu ce, te băteai, aveai invidie, profesorii se mâncau între ei, deci al meu a luat și al n-a luat. Deci, noi am făcut nu știu câte cursuri individuale din clasa 1, aveam profesorul de pian, profesor de teorie care erau pentru 4-5, nu era pentru 30 de elevi. Deci asta a însemnat formare muzicală, ceea ce nu era rău, cel sistem sovietic. Dar acest lucru se întâmplă în vest, cum? Faci școala frumos și ai zona de aptitudini. Și acolo ai unul care învață să cânte la 20 de ani, dar și unul foarte bun la 10 ani. Și e plin de profesori, momentul ăla, și tu te duci dincolo. Gata.
pleci de la mine, te duci la școala cu tare, te duci la profesorul cu tare și înveți. Ăla își dă bacalaureatul normal și în același timp face Academia Caraian. Okay. Care nu e recunoscută în România. Ce înseamnă Academia Caraian? Este Academia de Formare a Tinerilor sub Filarmonica din Berlin. Și de ce nu e recunoscută cu sistemul? Bun. E socotit ceva privat. Apropo de consumatori, am o ultimă curiozitate. La acest concurs va fi cu public? Categoric. Și de unde își pot lua oamenii bilete? Contactează Opera Națională și deci toate încasările sau gratuitatea aparține, decizia aparține Operei Naționale. Deci găsesc detalii pe site-ul Operei ca să înțeleg. Da, sigur, pentru treaba asta, da. Bine. Mulțumesc frumos. Mai aveți ceva dumneavoastră adăugat? Poate am ratat ceva? Nu, în principiu nimic. Doar atât că am vrut să atrag atenția asupra acestor lucruri, fiindcă muzica nu este ceva care se face așa, cel puțin muzica clasică, trebuie să înțelegem, și poate să fie ceva foarte profitabil. Atenție! Festivalul din Enescu din 2019 a adus, dincolo că investiția este foarte mică, 10 milioane, 12 milioane de euro, este nimic. Este nimic ca toată ca investiție. În vedere că Salzburg are 80 de milioane de euro. A reușit fostul director al festivalului, înainte de pandemie, ca o treime din încasări să se asigure din bilete. Mai mult, au fost 10.000... din buget. Da, ca să contribuie la buget. 10.000 sau 15.000 de străini care au venit la festival să audă. Să audă, fiindcă prețurile la noi sunt sub prețurile de acolo. Păi mai înseamnă și aia 2-3 milioane intrați în turism și... Dumneavoastră a spus treaba asta. Am înțeles. Un singur lucru vreau să adaug. Căutați tot așa la sfârșitul anilor, spune înainte de pandemie, că pandemia a fost un șoc. Căutați o afirmație care a apărut pe Euronews în Italia, care se întâmplă și acolo. Nu mai vrem să desfințăm orchestre, vrem să facem una și alta. Și acum se trage, și în vest se trage atenția. Lăsați-ne cu evenimentele, că se distruge formula clasică. Bugetul pe care Franța îl alocă culturii cu 215.000 de angajați este aproape cât bugetul agriculturii. Iar încasările sunt de 2-3 ori mai mari decât la agricultură. Și noi cam cât alocăm? Nu vreau să spun. Este mult prea puțin. Dați seama, 215.000, că aici intră și zona presei la francezi. Dar tot acel ansamblu de palate, de orchestre de stat, de opere, de nu știu ce. Eu spun la vremea aceea. Știu că și acum sunt probleme și mulți spun de una sau alta. Dar aduc niște venituri uriașe. Da. Va trebui să ne gândim la asta. Reluăm discuția. Mulțumesc frumos că ați acceptat invitația. Drag. Astăzi la Esențial l-am avut pe domnul Iosif Ion Pruner, președintele Fundației Constantin Silvestri și fundația care organizează spectacolul săptămâna viitoare. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem săptămâna viitoare.